Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine venit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește The Last Day on Earth și este un joc survivor în care trebuie să ne luptăm cu niște zombie. Jocul începe prin a ne face acest avatar, practic caracterul cu care vom juca și putem să ne alegem aici culoarea pielii, putem să ne alegem culoarea părului, ok, forma părului, forma Barbie și numele. Ok, hai să ne punem aici un nume, o să ne punem Game Over. Ok. Confirm. Ah, cred că trebuie să fie un nume unic. Cred. Hai să vedem. No? Game over. Bun, uite, ni l-a luat. Hai să mergem mai departe. Da, se încarcă destul de greu. E un joculeț mare. Și am început. Hai să vedem. Lutăm niște chestii de la această mașină dezafectată. Ok, și o să le luăm pe toate. Da, pentru că suntem la început și orice lucru e binevenit. Băi, jocul se mișcă destul de bine. Ne batem cu un zombie. Putem să luptăm chiar și zombie. Uite, vedem că are o frânghie acolo. Putem să luăm și... Apa, am intrat în altceva. Putem să colectăm și pietre. Cred că ne vor trebui la construcție. Ok, am și mâncat ceva. Probabil la un moment dat inventoriul se va umple. Și va trebui să avem o... Da, n-avem toporul. Da, și va trebui să avem niște storage-uri mai mari în care să ne ținem... Ok, bun. Băi, momentan... Avem o geacă, avem un... tocător, sau cum se numește, un toporaș. Avem apă, lemn, piatră, ce sunt astea, niște măceșe, frunze de ceva și semințe. Ok, și am găsit aici o casă, pare a fi o casă. Da, pe care putem să o punem în... Da, putem să reparăm mai multe chestii de aici, dar avem nevoie de acele unelte. Și vedem că e un zombie în... casă. Băi, ce urât se aude sunetul acela. Da, nu l-am... l-am bătut? Înseamnă că n-are nimic asupra lui. Bun, hai să vedem... Cred că aici o să ne facem baza, nu? Cam așa arată. Oh, și avem aici o grămadă de chestii, dar din păcate inventoriul este full și va trebui să mai lăsăm din ele. Hai să vedem, o să lăsăm... Aha, așa se mută. Da, o să lăsăm chestiile astea de...
sau nu știu, asta poate ne trebuie. Hrana cu siguranță ne trebuie și bandajele o să ne trebuiască. Hai să mai vedem. Păi, ok. Ia să-i dăm o echipă, perfect. Apa putem să o bem. Aha, și avem sticla goală. Sticla goală putem să o lăsăm aici. De fapt, nu, poate ne va trebui să o avem asupra noastră. Hai să vedem, putem să mâncăm și chestiile astea. Ok, și astea sunt niște semințe, ar trebui să le plantăm undeva, probabil. Ok, uite că avem și geacă. Arătăm... Ok. Bun, putem să ne reparăm acest radio. Băi, dar ne trebuie o grămadă de chestii pe care nu știu exact unde o să le găsim. Ar trebui să încep. Oh, mamă, ar fi super tare dacă facem această motocicletă. Da, hai să mai căutăm chestii. Da, n-avem topor. Să luăm lemne. Cu lemnele ar trebui să facem... N-avea nimic asupra lui. Și stăm destul de rău la viață. Ok, chestii pe care putem să le craftăm. Hai să... Să mâncăm. Aha, uite, bandajele astea ne vindecă. Hai că suntem ok momentan. Da, băi, sincer, nu m-aș lupta chiar cu toți. Pentru că, vedeți, ne luăm damage destul de rău, dar nici nu putem să plecăm așa. Uite, are o frânghie acolo. Totuși, poate putem să folosim acel topor? Da? Putem să-l folosim să... ca armă, să ne luptăm cu zombii. Și strângem în continuare pietre. Băi, sunt curios ce se întâmplă dacă trec în zona asta verde. Ok, se încarcă harta. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, event, there is a crashed plane nearby. Deci este un avion care a căzut în apropiere. Ar putea fi supraviețuitor, dar putem găsi ceva folositor. Hai să vedem. Bun, deci avionul e aici. Și cred că în 50 de minute va dispărea, sau... Putem să mergem la el. Hai să vedem. Ok, noi ne aflăm momentan aici și trebuie să ajungem la avion. Sau nu, noi suntem la punctul verde, nici nu-mi dau seama exact. Unde suntem noi? Probabil e la home. Da, cred că aici suntem noi. Păi, nu vreau să schimb caracterul, dar vreau să mă întorc. Ok, bun, ne-am deplasat la avion. Și se încarcă din nou harta. Hai să vedem ce găsim aici. Ar trebui să găsim multe chestii electrice, electronice. Dar, băi, din păcate am plecat cu inventoriul full. Să mai mâncăm o chestie. Să luăm pantalonii și o să-i ne echipăm cu ei. La fel și cu geaca. Da, și ar fi trebuit să las acasă mai multe chestii. Bun, și trebuie să... Să luăm la poricat toată zona asta de aici. Uite, aici este un motor al...
al unui avion, unul dintre motoare. Nu e nimic în zonă. Ok, aici mai avem ceva. Oh, o grămadă de chestii. Dar nu avem loc în inventar. Mamă, un ceas de aur. Hai să vedem. Să mai bem din apă. Da, și probabil că o să mă întorc la la casă și o să ne golim inventoriul. De astea putem să le luăm. Cred că și astea. Băi, uite un lingou de aur, chestii super, super bune. Uite, o să las sticlele astea goale. Asta cred că e ceva de mâncat. Și să luăm aurul. Da. Sau mai degrabă să lăsăm iarba aia. Sigur nu e prea folositoare. Hai să vedem. Bă, putem să ne craftăm niște chestii. Și avem toporul ăsta dublu. Dar aia sunt chestii pe care le putem cumpăra. Hai să ne întoarcem la home. Sau nici nu știu, avem un home, putem să ne întoarcem la el. Asta setările, aici e harta, hai să vedem. Auto. Asta e save-ul, probabil. Ce controlul. Da, și deja ne atacă zombie, cred că vin doar noaptea. Ok, am făcut level up. Wow, băi, o grămadă de chestii, dar n-avem loc în inventory. Uite, un smartphone, iar era super util. Jocul e în beta. Așa că nu vă așteptați să... Adică, vă așteptați să fie și... Și aici mergem încet, aha, am înțeles. Bun, așteptați eu să mai fie și bug-uri sau chestii care nu sunt complete. A, băi, o grămadă de chestii bune aici. Da, nu știu, hai să craftăm. Uite, putem să ne facem, o grămadă de chestii. Inclusiv un cufăr, un small box. Inclusiv acest vatră de foc, cum se numește, campfire. A, și putem chiar și vedem aici, ok, bun. Păi, băi, hai să ne apucăm de bază. Uite, cred că o să o pun în zona asta. Ar trebui să fie ok. Hai să vedem. Începem cu acea cutie, da? Cu cel small box. În care vom mai depozita chestii. Opa, ne atacă. Nu are nimic. Dar ar trebui să mai strângem... Să mai strângem iarbă. Băi, dar e deja inventoriu full. Hai să vedem. Putem face altceva. Cam peste tot trebuie iarba aia. Inventoriu full, ok.
Bun. Hai să punem aurul aici. Să punem și... Nu bandajele. Hai să punem chestiile astea. Să punem și funia. Punem și ziarul ăsta. Cred că punem și sticla de apă și cam atât. Bun. Hai să căutăm din nou iarba. Da, te avem aici. Mai e pe undeva? Ok, și ăsta am văzut că ne trebuia. Hai să mai luăm apa. Sau nu, hai să lăsăm apa, hai să luăm smartphone-ul. Trebuie să ne facem să ne facem baza. Ok, aici lăsasem noi niște chestii, da. Bun, hai să vedem. Încă n-avem suficientă iarbă. Să mai căutăm pe aici. Băi, am avut o grămadă, dar nu știu exact unde am lăsat-o. Știu că i-am dat, uite, asta cred că e. Bun, o punem peste. Hai să ne întoarcem, să facem acel cufăr. Păi, deși cred că și astea de aici pot fi folosite ca și cufere, ca și boxuri în care să stocăm, în care să ne ținem itemurile. Uităm cu un telefon, mai avem apă, avem bandaje. Ok, băi, ne trebuie neapărat un rucsac. Ați văzut cât de mult se extindea cu backpack-ul? Hai să vedem ce putem construi. Uite, mă, avem nevoie de frânghie și putem să ne facem rucsac. Și cred că aveam frânghie aici, da. Hai să schimbăm scociul ăsta cu frânghia. Și putem să ne facem rucsacul. L-am craftat. Ok. Și avem o mică extensie. Cred că putem să-l facem un pic mai mare. Corect. Hai să vedem. Da, nu, e tot un singur rând. Da, și l-avem deja în inventory, da, cred că mai sunt buzunare sau alte chestii care ne pot extinde acest inventory. Bun, hai să vedem ce mai putem construi. Bă, uite, o să punem acest, da, tot avem nevoie de acea iarbă pe care nu mai găsesc. În harta precedentă era foarte comună, o găseam pe toate drumurile. Dar acum nu mai pare a fi la fel. Okay. Ok, hai să vedem aici. Nimica, cred că am fost deja în zona asta. Da, asta le-am luat la început. Dar nu văd iarbă deloc. Știu că aveam foarte multă în harta inițială. Să vedem, nu putem să trecem pe aici. Ok. Da, de aici putem doar să cumpărăm chestii cu bani,
dar nu ne interesează acest lucru. Trusă medicinală era foarte bună. Păi, hai să mai craftăm ceva. Avem nevoie de iarba aceea. Oare putem să o cultivăm? Băi, nu sunt sigur. Ok, hai să mai căutăm. Mai dacă nu găsim, suntem oarecum blocați în joc. Totuși, poate reușim să ne întoarcem la căsuță. A, uite că am găsit aici. Nu. Bun. Una, două. Aici și final de hartă. Mai avem aici câteva. Încă una. Cred că am făcut patru. Și final de hartă. Ok. Uite încă un motor de la avion. Ok, hai să vedem. Ok, avem nevoie de level pentru alte chestii. Băi, dar eu cred că totuși trebuie să ne întoarcem la bază. Mai mănânc niște chestii de aici. Eu cred că o să renunț la un rucsac și să luăm gold-ul. Asta e o conservă și aia utilă. Ia, hai să o luăm așa, să o mâncăm. Ok. Da, ideea e că sunt la început și nu știu exact care chestii sunt utile. Uite, de exemplu, pistolul ăsta cu siguranță e foarte util. Ok, băi, și șoșoni ar fi. Ok, apa putem să o bem. Da, și stăm destul de bine la viață. Avem 100%. Mai bem apă. Luăm un grafitul ăla sau ce naiba era. Și hai să mai avem. Avem 3 cutii de lutat. Avem și o mere. Da, deja suntem full de... Oh, și are nevoie de o... Haha, ce tare! Cât de tare e! Cât de tare e chestia asta! Nu mă așteptam. Și mai avem aici de lutat o chestie. Hai să vedem. Asta cred că putem să o mâncăm. Asta la fel. A, dar nu-i mai foame. Uite, dar apă a băut. Bun. Și aș vrea să ne întoarcem la bază. Dar clar nu cred că putem să ne facem să ne facem aici o bază. Și va trebui să ne întoarcem. Mai era niște aur pe undeva. Asta dacă le mai găsim. Bun. Băi, și ranga asta ar fi bună, dar nu știu la ce să renunț. Sincer, chiar nu știu la ce să renunț. Băi, poate mâncăm... Hai să mâncăm chestiile astea, le mâncăm pe toate. No, și renunțăm la ele. Ok, putem să ne echipăm cu ranga. Ok, tot de luptă. Deci putem folosi tot... pentru luptă. Băi, uite, și chestia asta e super utilă. Geanta asta de medicinală. Și rulmentul ar fi. Nu putem să luăm nimic momentan. Da, aici am fost deja. Ok, mai luăm aurul de aici. Nu știu exact ce e chestia asta.
Ai o legitimație sau ceva de genul. Da, nu cred că ne va fi foarte utilă. Hai să vedem dacă reușim să ne întoarcem la... la baza noastră. Da, pe aici cred că am fost. Oh, bă, nu. Ok, hai să ne luăm și șapca. O să bem apa. Te avem din nou rulmentul ăla. Sigur ne trebuia la motocicletă. Dar asta e, dacă nu mai avem o... spațiu. Bun. Aici nimic, dar astea le-am văzut deja. Bun, hai să vedem cum reușim să ne întoarcem. Dacă am venit pe aici, pe aici ar trebui să ne întoarcem, nu? Hai să vedem. Da, și intrăm în acel global map care ar trebui să ne permită să ne întoarcem. Da, și aici avem home-ul. Da, vedem, ne costă energie ca să... Ok. Deci ori așteptăm 13 minute, ori ne ducem instant. Mă rog, mult mai rapid. Aha, și energiile alea le câștigăm pe parcurs ce trece timpul, ele se încarcă acolo, indiferent că suntem în joc sau nu. Ok, bun. Mai vedem aici viața, stăm cu ea la 100%. Energia avem 169 din 200 și mai erau câțiva indicatori. Bun, aici e mașina de unde am început. Și cred că aici putem să ne facem noi casa. Însă... Wow, ce m-a speriat. Am crezut că e un zombie. Cu ce ar trebui să începem noi? Aș face zidul ăsta de aici, dar nu știu cum. Da, uite, dacă țineam minte, puteam să luăm fix ce ne trebuia pentru radio, de exemplu. Hai să vedem. Cam atât avem pentru radio. Aici putem să ne mai punem chestii. De exemplu, ceasul ăsta de aur, lingourile, chiar și smartphone-ul. Ok, și hai să vedem, cred că mai punem ceva pe radio. Mai avem tranzistorii ăștia sau ce sunt ei. Și mai avem nevoie doar de acel șurub. Acel șurub pe care nu știu dacă îl vom mai găsi. Dacă știam și plecam din prima cu inventoriul gol, băi, am fi avut o șansă să craftăm ceva din obiectele astea. Uite, avem aici sârma aceea. Băi, rulmenți erau o grămadă în harta cealaltă. Uite, și rucsac. L-am avut și l-am aruncat acolo. Credeam că e bun doar pentru noi. Ok, uite-ți small box-urile. Bandă nu mai avem. Ok, și mai e ceva de craftat aici, focul acesta. Hai să vedem, avem nevoie de... sau e deja făcut. Ok, punem carne crudă și ne face baconul acesta. Cred că e destul de greu de prins acele căprioare. Ok, mai luăm niște beri. Ok, bun, și putem să craftăm, să reparăm chestii. Hai să... Nu. Mm.
Nu. Bun. Am pus un perete. Mai punem încă unul aici. Unul simplu. Bun, și ne-am închis. Ok, putem să intrăm și să stăm liniștiți acum, pentru că avem toată casa închisă, deci putem sta safe. Ok. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai fac episoade cu acest joculeț. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.